Retrospectiva Radon by Sorina Ambruș. Bună dimineața! Vorbim despre o posibilă, din nou, reorganizare teritorială a județelor. Pentru cei mai experimentați dintre noi însă, subiectul nu înseamnă mare lucru, pentru că am mai auzit diverse scenarii de-a lungul timpului, care zacuitate cine știe pe unde. Să vedem însă ce prevede totuși proiectul de lege aflat în Parlament și ce ar însemna el pentru Arad. Păi, în primul rând, am face parte din județul Banat, alături de Timiș și Cara Severin. Pe urmă, din județul Arad ar dispărea prin comasare 62 de comune. Prin reorganizare, restul comunelor din județ ar urma să fie înghițite de 28 de unități administrativ-teritoriale cu rang de comună. În ceea ce privește orașele, dintre cele 9 în afară de municipiu, ar mai rămâne doar 3, Lipova, Pecica și Sântana. Celelalte orașe ale județului ar urma cel mai probabil să-și păstreze totuși rangul dacă vor ajunge la pragul de 10.000 de locuitori prin absorbția comunelor limitrofe. Dar să nu ne impacientăm, pentru că, mai mult ca sigur, și proiectul de față va avea soarta celorlalte. Revenim cu informații de la tragedia petrecută pe Mureș, la Periam, chiar dacă, așa cum se întâmplă de fiecare dată, interesul celor mai mulți s-a stins încet după recuperarea 3 dintre cei 4 dispăruți. Nădlăcanii însă, prin Asociația Eclezia, au demarat o strângere de fonduri pentru a veni în sprijinul uneia dintre familiile greu încercate de această tragedie. Comunitatea noastră a fost guduită recent de o tragedie imensă, care ne-a făcut pe fiecare dintre noi să ne strângem copiii și pe cei dragi în brațe și să conștientizăm ce fragilă este viața și starea de normalitate. Familiei Biliboc îi va trebui foarte multă putere pentru a putea reveni la viața normală după pierderile suferite, spun reprezentanții asociației. Dacă doriți să contribuiți financiar, aveți la dispoziție 2 conturi bancare pe care le găsiți pe site-ul Aradon. În continuare, trupul fetiței de 7 ani care și-a pierdut viața pe Mureș este căutat de pompieri. Și avem o premieră judiciară națională, în urma unei sentințe date de judecătoria din Chișinău-Criș. Este vorba despre un proces de divorț în care foștii soți au avut de împărțit, pe lângă bunuri mobile, și un animal de companie, un cățel, pentru care femeia a solicitat custodie totală, insistând ca acesta să-i fie încredințat nu ca un bun mobil, ci ca o ființă. În fața magistraților de la Chișinău-Criș, doi avocați orădeni au reușit să demonstreze că animalul de companie nu este un bun supus partajului, ci o ființă a cărei încredințare și supraveghere trebuie stabilită în condiții asemănătoare celor ale copiilor proveniți din căsătorie sau din adopție. Ei au stabilit astfel o premieră juridică nu doar națională, ci și europeană. Animalele de companie nu pot fi privite în continuare ca niște obiecte neînsuflețite, partajabile precum un simplu bun. Judecătorii vor analiza interesul și bunăstarea animalului, urmând să stabilească și custodia exclusivă sau alternativă, program de vizită, responsabilități și îngrijire pentru patruped. Comuna Vladimirescu are cele mai moderne stații de tramvai și autobuz din județ și chiar arată spectaculos. Aceste stații inovatoare sunt echipate cu o gamă largă de facilități, inclusiv panouri fotovoltaice care produc energie electrică, internet gratuit pentru utilizatori, încărcătoare de telefon wireless și porturi USB, camere de supraveghere pentru siguranță, panouri electronice de afișaj și acumulatori pentru a stoca energia produsă de panourile fotovoltaice. Primele 5 stații au fost deja instalate în localitățile Horea, Mândru Loc și Cicir, iar echipa contractată pregătește instalarea stațiilor și în localitatea Vladimirescu. Acum, principala preocupare a administrației locale este însă modul în care localnicii vor avea grijă ca stațiile să rămână nevandalizate cât mai mult timp. La rubrica Fapte-Fapte vorbim despre ce și cum se fură în municipiu. Un incident de felul acesta, la care am fost chiar martoră, s-a întâmplat la un supermarket din Micălaca. O femeie a încercat să scoată din magazin, pe la casa rapidă, 2 plase pline cu cumpărături, pe care nu le-a plătit. A fost observată de agentul de pază, dar femeia a abandonat plasele și a luat-o la fugă. A fost chemată la fața locului și poliția, care va trebui să o identifice mai întâi pe femeia cu pricina, care, preocupată să scape neprinsă, și-a abandonat la fața locului, inclusiv pormoneul. De când cu acele case rapide, aceasta pare să fie metoda preferată de hoți, care ajung la casă cu plasele pline, scanează doar un produs pe care îl plătesc și primesc bonul cu care pot să iasă din magazin odată cu produsele neachitate. Și mușcatele din fața primăriei le-au făcut cu ochiul unor arădeni. Fără a ține cont că în zonă sunt camere de supraveghere, au smuls pur și simplu mușcatele proaspăt plantate. Surpriza celor de la Rogera, care se ocupă de întreținerea zonei verzi centrale și de rondourile cu flori, a fost tocmai faptul că florile au fost furate chiar de la punctul zero al Aradului. Avem vești despre cazul Crișan, sau nu avem de fapt vești despre cazul Crișan, de la care se împlinesc 2 ani la sfârșitul acestei luni. Alexandru Florența, cel care a preluat conducerea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a susținut o conferință de presă, în cadrul căreia a vorbit despre asasinatul arădeanului Ioan Crișan.
Singura informație cu iz de noutate vine de la faptul că, potrivit acestuia, anchetatorii români cooperează cu omologilor din Ucraina, Republica Moldova și Serbia. La această oră există un cerc mai larg de suspect și se lucrează intens, abordarea fiind una foarte complexă. Până acum au fost audiate 400 de persoane și există sute de ore de înregistrări, dar momentan nu s-a ajuns la audierea unor persoane din cercul de suspecți, spun anchetatorii. Cumva, audierile s-au făcut în jurul cercului de suspecți, dar el există, desigur, încă de la început. Și o veste mai puțin bună, dar la care ne așteptam. Pasajul din Michelaca va fi gata doar la iarnă. Conform colegilor de la Aradon, firma SPIC, constructorul de la pasaj, a cerut un nou termen de finalizare pentru luna noiembrie acestui an. Asta în condițiile în care, în momentul în care au câștigat licitația, reprezentanții societății s-au angajat că vor finaliza lucrările în luna iulie. Termenul asumat prin contract este imposibil de respectat în condițiile în care lucrările au ajuns la un procentaj de 50%. Așadar, finalizarea în luna iulie iese din discuție. Cel mai probabil, DRDP va accepta noul termen, iar speranța noastră este că, la iarnă, vom reuși să circulăm pe pasajul din Michelaca. Să trecem însă la politicienii și aleșii noștri locali și la preocupările lor. Și avem o vizită de prim rang. Premierul Nicolae Ciucă vine pe 14 și 15 mai la Arad, unde va lua parte la caravana antreprenorială, un proiect susținut de Clubul Oamenilor de Afaceri Liberari. Justin Cionca a semnat noul program Interreg, în baza căruia Consiliul Județean vrea să modernizeze blocul operator de la spital. Primarul Călin Bibarț anunță reparații capitale la pista de atletism a stadionului Gloria, investiție care va fi gata în 12 luni. Viceprimarul Lazar Faur și deputatul Sergiu Bâlcea au prezentat un nou parc în Michelaca 300, aflat în imediată apropiere a podului spre Subcetate, care este finalizat și îi așteaptă pe arădeni să-l viziteze. Se anunță un weekend plin de evenimente, atât în municipiu cât și în județ. Ediția 2023 a Nopții Muzeelor aduce la complexul muzeal reenactment istoric și concerte cu Mircea Baniciu, Maria Cassandra House și Daniel Julian. Deschiderea va avea loc sâmbătă în curtea Muzeului de Artă Arad, de pe strada Gheorghe Popa de Teiuș, de la ora 16. Întregul program îl găsiți pe Aradon. Asociația Aradul Fericit îi așteaptă pe arădeni la O zi cu tata, care se va desfășura pe 13 și 14 mai în Parcul Europa. Sâmbătă și duminică, între orele 10-22, va avea loc târgul de handmade pe platoul din fața Consiliului Județean. Acesta are ca scop promovarea producătorilor arădeni și comercializarea produselor realizate manual în județul nostru. Moneasa se va afla în acest weekend în sărbătoare. Primăria, Consiliul Local, Hotel Park și Vila Lacul Liniștit organizează în 13-14 mai zilele comunei. Dincolo de spectacolele folclorice pregătite de organizatori, unul dintre cele mai așteptate momente îl constituie inaugurarea Parcului Aventura. Deschiderea este programată duminică, 14 mai, de la ora 14. Mai multe detalii despre dotările parcului găsiți pe Aradon. Primăria orașului Peșca, Consiliul Local și Casa de Cultură Doru Ioan Petescu marchează 19 ani de la momentul ridicării la rangul de oraș, cu un program cultural-artistic variat. Evenimentul va fi completat de Festivalul de Etnie Romă, organizat în cadrul proiectului Creștere, Incluziunii și Abilitării Romilor în orașul Peșca. Mai multe detalii vă sunt prezentate pe site-ul Arad Online. Sunt Sorina Ambruș și aceasta a fost Retrospectiva Săptămânii. Retrospectiva Aradon by Sorina Ambruș.